venit la emisiunea noastră. Ne-am întors cu doamna Cutărescu, specialistă. Bună ziua! Așadar, doamna Cutărescu, spuneți-ne, ce facem atunci când nu ne simțim bine? Păi, în primul rând este important să înțelegem că este bine să nu fim bine. După, trebuie să facem lucruri care ne fac să ne simțim bine. Mulțumim din suflet, doamna Cutărescu. Mă găsiți și pe Facebook, unde postez citate cu pisicuțe. Și cumpărați-mi cartea bestseller în slobozia. Cum să te simți relativ ok. Sunteți o